Știți ce se întâmplă cu praful ăsta? De pe drumul Crăițelor, sectorul 5, București, sau strada Glaliolelor, Bragadiru, după orice mașină care trece pe aici, praful se ridică în aer și se duce spre oraș, spre capitală. Și ne mirăm că avem cel mai poluat aer din Europa, cea mai poluată capitală, pentru că nu ne duce capul să facem drumuri. În schimb, iată, permitem depozitarea deșeurilor de orice fel pe lângă unitate militară. Acela ce crezi că o veniți să facă? Să aducă deșeuri, cel mai probabil. Și mai băgăm bani în biserici, una lângă alta, dacă s-ar putea, și mega catedrală. Mă mir că nu se vede de aici. Milioane băgăm în mega catedrală, dar drumuri civilizate nu facem, n-avem. Mormane de gunoi, infect poluant, urât mirositor, la marginea orașului. Se vede și mega catedrala totuși. A mântuirii neamului. O să ne mântuiască o travă asta mai degrabă. Nu mai spun că pe margine e și ambrozie o grămadă. Plantă care creează probleme de sănătate foarte multor cetățeni. Și autoritățile au obligația să o stârpească. Dar autorităților se pare că nu prea le pasă de cetățeni. Și acum, încă nu-i cazul, dar mai la sfârșit de iulie, prin august deja, ambrozia o să înflorească și polenul ei o să facă insuportabilă viața multor alergici, sensibili. Dar gunoiul ăsta poluează non-stop. Și apă, și aer, și sol. Ajunge în plămânii și în sângele nostru. Și plasticul și tot ce mai este chimic pe aici. Ciulini, biserici și ambrozie. Peisajul dezolant de la marginea capitalei. Și praf pe drumuri de țară, iar după ploaie se face glod aici, noroi. Care noroi tot așa e luat pe rot și dus în oraș, se transformă în praf și ajunge în plămânii noștri. Cum păriu că primarul, procuror Florea și Cucoana Firea n-au mers niciodată pe drumul ăsta, nici pe jos, nici cu transport, în primul mandat. Dar al doilea sper să nu-l ia. Depind de voi. E timpul să ieșim din praf și din noroi. E timpul să ne luăm soarta în mâini.